Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Cristian Fogel din platoul Roman 24 online, ca de fiecare dată, la o nouă ediție a emisiunii electorale Alegeri 2024. Invitat astăzi alături de mine domnul George Lazăr, candidat PNL pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț. Bună ziua, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Județul Neamț e un județ mare, întins, ne axăm pe bucățica asta a noastră, dar bucățica asta a noastră de Roman implică o bună înțelegere și cu alte bucățele din județul Neamț, unde, bine, Consiliul Județean trebuie să se implice sau trebuie să se implice pe viitor. Vorbim și de zona Roman Metropolitan, pentru că dacă ne merge bine unuia, ne merge bine tuturor, nu? Cam asta ar fi ideea. Teoretic, în teorie. În teorie, ce ar trebui să se petreacă, să fie toți 10 ani? În teorie, să meargă bine la toți ca să meargă bine unia. Dacă merge bine doar unia, asta nu înseamnă că celorlalți se merge automat bine. Dacă ne merge bine la toți, e clar că și individului îi merge bine. Bă, și se poate? Vorbim de binele de grup, nu de binele unei persoane. Ok, și se poate realiza treaba asta, să le meargă bine tuturor, pentru că la un moment dat, inevitabil, cineva va pierde. Dar nu cred că e vorba când faci. Vă referiți la ce? Înțeleg. Dacă ar fi tot, să spunem, din primarii din jurul Romanului, inclusiv Roman, inclusiv Consiliul Județean, inclusiv președinția Consiliului Județean, aceeași culoare politică, lucrurile presupun clar că lucrurile vor merge într-o direcție bună, da, 100%. Dar dacă în tot buchetul ăsta ar fi unul diferit, ăla poate trage în jos întreaga comunitate? Nu, neapărat nu, că nu avem mentalitatea aia comunistoidă în care, domnule, dacă nu ești cu mine, ești împotriva mea. Asta e mentalitatea comunistoidă. Când vorbim despre dezvoltarea comunităților din zona Roman Metropolitan, atunci nu am inventat eu ce spun specialiștii. Întotdeauna localitățile din zona periurbană, localitățile care sunt învecinate cu urbanul mare, cu orașul, sunt localitățile care încep să se dezvolte cel mai bine. De exemplu, dacă vă uitați, de exemplu, la noi, la Roman, dacă ne uităm la Horia, Horia se dezvoltă. Da. La Horia avem apă, avem canalizare, pentru că domnul primar are proiect de 4 milioane de euro pe Anghel Salini, va avea apă și canalizare în aproape toată comunitatea. Are în proporție 95% asfaltată toată comuna. Gaz este la Horia, condițiile de viață sunt decente și au crescut în ultimii ani. Dacă ne uităm la Cordun, în partea aia, dacă ne uităm la Tămășeni, dacă ne uităm la Săboan, dacă vreți, condițiile de viață au crescut. Dacă ne uităm și la Trifești, dacă vreți, dacă ne uităm în zona imediată periurbană, calitatea vieții a crescut. Se văd investiții, se văd investitori care au venit și au deschis afaceri, se văd crearea de locuri de muncă, utilități, infrastructură rutieră, deci lucrurile sunt într-o dinamică pozitivă. Cu cât ne îndepărtăm de zona urbanului mare și mergem la kilometri depărtare, și de exemplu dau, ce să vă zic acum, nu știu, să mergem la Boghicea, de exemplu, la Stănița, la Pâncești, dacă vezi, la Uniceni în partea elaltă, lucrurile nu s-au dezvoltat cu aceeași rapiditate ca în zona adiacentă Romanului. Lucrurile acolo au stagnat. Pentru că acolo sunt și altfel de primari care nu au prioritizat investițiile, sunt primari care nu au înțeles ce înseamnă încă, din păcate, fonduri europene și nu mai au ce căuta ca primari în acele zone, pentru că nu știu ce înseamnă fonduri europene și nu au accesat. Sunt oameni cu o altă mentalitate față de mentalitatea pe care o avem noi aici, cu alte nevoi față de ceea ce discutăm aici în zona Romanului și atunci clar că sunt diferențe și de abordare și de logică și de înțelegere și de implicare, sunt diferențe. Cu cât ești mai îndepărtat de zona urbanului mare, cu atât ajungi mai târziu sau mai greu într-o zonă de dezvoltare. Depinde foarte mult și de primar. Eu spun întotdeauna că omul sfințește locul. În afara partidelor politice, care, sigur, noi facem politică de dreapta, ceilalți de la PSD fac o politică de stânga, socialistă. Și lucru care ne diferențiază profund. Dar în afară de asta, primarul e omul care sfințește locul. El și cu echipa sa. Dacă ai un primar gospodar, un primar care îi place să se implice, să facă, un primar care e deschis la proiecte, un primar care știe să acceseze proiecte europene, care știe să deschidă un calculator, să se intereseze ce proiecte europene apar, ce posibilități de finanțare sunt, să scrie acele proiecte, să le depună, să ia avizele, atunci vorbim de primari care sunt implicați clar în comunitatea lor și primari care fac performanță. Dar sunt foarte mulți primari care nu fac acest lucru, din păcate, și asta se vede în gradul de dezvoltare a celor comunități. Consiliul Județean se poate implica într-o oarecare măsură atunci când vorbim de dezvoltare locală, în parteneriate cu primăriile, în cofinanțări la proiecte, în
banii pe care îi alocă Consiliul Județean NAMS pentru acele localități, acolo putem vorbi de implicarea Consiliului Județean NAMS, dar ca să ai un parteneriat, ca și într-o relație interumană, ca și cu soția acasă, trebuie să ai o zonă în care să relaționăm la fel, să gândim la fel, să avem aceleași principii, aceleași valori care ne guvernează pe noi ca indivizi, ca într-o comunitate mică de familie sau într-o comunitate mai mare care înseamnă o localitate, să putem fi guvernați de aceleași principii și aceleași valori, să putem trage, să mergem pe același drum. Dacă principiile și valorile sunt diametral opuse, sunt extrem de diferite, sunt antagonizate, e clar că nu poți face performanță. Cum primar Consiliul Județean NAMS, eu, în calitate de candidat astăzi la Consiliul Județean NAMS, nu poți să faci echipă cu un primar care e un primar puturos, e un primar leneș, e un primar dezinteresat. Un primar care îl interesează mai mult ceea ce face doar el pe persoană fizică decât viața comunității. Un primar care nu are proiecte europene, ce să vorbești cu el? Să vorbim despre ce? Despre asistență socială? Despre ajutoare sociale? Eu nu vreau să vorbesc despre există, asta. Există, aveți și exemple de primar? Sunt exemple, da. Nu știu, mă gândesc, de exemplu, la Gâdinți sau la Păi Gâdinți, primar, zero. Primarul actual de la Gâdinți, Băbuță, e un primar care de 20 de ani ocupă funcția aia fix degeaba. Încurcă dezvoltarea Gâdințiului. Gâdințiul e o localitate imediat lângă Roma, la granița cu Roma. Da. Uitați-vă la Gâdinți, uitați-vă la Horia, uitați-vă la Gâdinți, uitați-vă la Cordun. Dau un exemplu, da? Bun, sigur, Cordunul și Horia sunt poziționate pe 85, au altă deschidere, altă expunere spre investiții. Dar uitați-vă la realizările din Gâdinți. Apă, canalizare, asfalt, gaz. Lipsesc cu desăvârșire. Da, uitați-vă la Cordun sau în celelalte părți, unde aceste investiții sunt venite. Uitați-vă la câte proiecte europene a atras Cordunul, de exemplu, pe de o parte, câte proiecte europene a atras Gâdințiu. Bun, ați spus foarte bine că e și apropierea de E85, acum vine și povestea. Aia e altceva, am vorbit de fonduri europene acum. Gândiți-vă la fonduri europene. Fonduri europene poate să acceseze și Gâdințiu și Cordunul. Da? Nu oprește nimeni. Decât inteligența primarului. Bun. Vă știți că primarul din Cordun e singurul primar din județul Neamț. E singurul primar din județul Neamț, de comună, da, din 78 de localități în mediul rural de comune. Primarul de la Cordun e singura primărie care a atras proiectul european pe, cred că pe mediu, pe Ministerul Mediului, pentru piste de bicicletă. Un proiect de aproximativ 1,7-1,8 milioane de euro. E singura localitate din județul Neamț. Cum cel de la Cordun, Adrian Ciobanu, poate și alți primari nu pot? Acum ce urmează să spuneți? Că pentru că e liberal. Nu am spus. Nu, mă gândesc că să ajungem. N-ați înțeles nimic din ce am spus. Am înțeles și mă gândesc. Dă-mi exemple de niște comune care se dezvoltă foarte bine. Păi nu, sincer vă spun că nu ați înțeles ce am vrut eu să spun. De ce? Pentru că am spus că sunt 78 de localități în mediul rural. Da. Din 78 de localități sunt și PNL, sunt și PSD. Eu am spus că Adrian Ciobanu e singurul primar din județul Neamț care reușește să acceseze, de exemplu, acest proiect pentru piste de biciclete. Astăzi, în prima sesiune care s-a închis acum, nu știu, o lună de zile, ceva de genul ăsta, e singurul primar care reușește să acceseze. Asta înseamnă că se poate, unde se vrea, se poate. Dacă stăm acum pe de altă parte și ne uităm la primarii liberali, eu vă spun că nu există primar liberal astăzi în județul Neamț care să nu fie accesat fonduri europene. Dar vă spun 100% că există mulți primari ai PSD-ului care nu au accesat un euro fonduri europene în ultimii 16 ani de zile. Ar trebui să existe și o explicație, nu? Că la final primăria nu e pe partid. E o persoană care gândește, are creier în cap. Pe care explicația, explicația este primarul dezinteresat, primarul slab, leneș, primarul prost. Asta este explicația. Și mai este o explicație că oamenii de acolo din comunitate nu au așteptări mari, nu au valori la care se raporteze, așa, și îi permit din 4 în 4 ani, pentru că puterea este la cetățean în democrație, iar în democrație puterea pe care cetățeanul o exercită este votul. Da? Da. Acel vot pe care îl acordă din 4 în 4 ani, încrederea pe care i-o dă respectivului primar și consiliului local. Ei, acei oameni înseamnă că, acei cetățeni înseamnă că nu se raportează la niște valori la care cel puțin mă raportez eu sau am eu așteptări să raporteze și dau încredere unui primar care din 4 în 4 ani, timp de 12, 16, 20 de ani, să stea acolo cu fundul pe scaun la primărie, să beneficieze de mașină și șofer, de secretară, să nu facă mare lucru pentru dezvoltarea comunității. Despre asta e vorba. Legislația le permite tuturor, se dezvoltă cum pot mai bine. Adică da, ghidurile sunt aceleași, cine are idei să le pună în practică. Și aici asta întrebam. Uitați-vă la Oniceniu. Oniceniu a atras un proiect european, uitați-vă la Gândințe, a atras un proiect european la Stăniță, a atras un proiect european la Boghice, a atras ceva la Poenari, la Pâncești.
au atras un proiect european. Păi uitați-vă unde sunt comunități liberale, da. Pentru că exemplu foarte se vede cu ochiul liber. Uitați-vă unde sunt primari liberali, dumneavoastră ca jurnaliști, mergeți peste tot. Și filmați școli, dispensare, cămine culturale, întrebați oameni și vedeți cum s-au dezvoltat. Uitați-vă la casele care s-au construit, la afacerile care sunt acolo în comunitățile liberale, da? Din zona roman-metropolitan și faceți radiografia sau antiteza, da? Cu localitățile unde sunt primari ai Partidului Social-Democrat. Și vedeți acolo dezvoltare și vedeți la liberal dezvoltare. Noi la liberal discutăm doar de dezvoltare. Uitați-vă la comunitățile noastre, ce școli sunt construite și renovate. Uitați-vă la cum arată toaletele într-o școală. Uitați-vă că există apă caldă în școală. Da? Da. Uitați-vă la condițiile de viață din localitățile construite de primari liberal, că au și gaz, marea majoritate, au și asfalt, au și apă, au și canalizare, au și dispensare, au și centru de permanență. Și uitați-vă la localitățile conduse de primari PSD, cum arată acolo viața. E simplu. Diferența e enormă. Diferența este enormă. Mergeți la Pâncești, vedeți cum arată casele în localitatea Pâncești, întrebați-i pe oameni cât câștigă pe lună, întrebați-i dacă au vreun loc de muncă vreunul, întrebați-i că vedeți că jumătate din comună asistat social, din păcate, și mergeți în comunitățile Consiliului Liberal să vedeți acolo dezvoltare. Despre asta vorbim. Și asta spun, că nu doar partidul, omul sfințește locul. Și dacă vă uitați, dau un exemplu acum, nu spun că noi suntem cei mai buni. Dar uitați-vă pe lista de candidați pe care i-a propus Partidul Național Liberal, atât la primării, cât și la Consiliul Județean, și o să vedeți că, cred că în proporție de 75%, nu exagerez, sunt, lista noastră de candidați conțin oameni, domni și doamne, tineri, da. Marea majoritate dintre ei, în proporție de 75%, veniți din mediul antreprenorial, din mediul de afaceri. Sunt oameni care au performat în business și acum încearcă să facă administrație. Uitați-vă, în schimb, pe partea aialaltă, aceiași oameni de 20 de ani ai PSD-ului pe primăriile pe care le-am amintit mai devreme, care de 20 de ani nu reușește să facă performanță. Dar cu toate astea, oamenii îi lasă acolo să stea. Bun, e vorba că merge popularitatea lor din inerție, pentru că nu există o explicație logică în momentul în care vezi că, nu știu, primăria nu se face nimic pentru tine și tu îl votezi în continuare. Au ajuns oamenii să creadă că nu se poate, ceea ce asta mă doare cel mai mult și asta e cel mai grav. Merg și m-am întâlnit cu zeci de mii de nemțeni în ultimele 4-5 luni. Păi, vă dau un exemplu. La Stănița am fost și am filmat și o să-mi pun pe pagina de Facebook și o să vă dau și noastră materialul dacă vreți. Am fost și am filmat de unde dă domnul primar apă. Nu știu dacă dumneavoastră că sunteți jurnaliști, sunteți oameni de presă. Ați fost și ați filmat de unde se dă apă în Stănița? Nu. N-ați avut curiozitatea. Păi eu zic să mergeți să filmați de unde se dă apă în Stănița, de pe un câmp unde este o groapă așa mare și unde e o apă care arată un aspect ruginiu. De acolo beau animalele. Acolo sunt tot felul de resturi menajere aruncate. Câteodată sunt chiar cadavre de animale acolo și de acolo se dădea apă la populație. Da? Okay. Fără aviz DSP, fără niciun fel de analiză, de acolo se dă apă la populație. După ce DSP-ul a spus, domnule, sunteți nebuni, nu putem să dați apă de acolo la populație, primarul, într-adevăr, n-a mai dat apă de acolo, dar e apă cu cisterna de acolo și o duce la porțile oamenilor. Asta e realitatea de la... Vă dau un exemplu, asta și dacă întrebi pe oameni, zici, bă, vă confine. A, domne, nu e bine. A, și ce să facem? Deci e mentalitatea care nu funcționează. Mentalitatea a ajuns ca după 20 de ani de dominație acolo PSD, așa, unui primar extrem, extrem, extrem de slab, al lui Todireanu îl cheamă, așa omul se obișnuiască cu greu. Omul se obișnuiască că nu se poate, că nu se poate altfel, că e greu, dar așa ne este dat nouă de la Dumnezeu să ne fie greu, să ne chinuim. Asta a ajuns, din păcate, să fie mentalitatea oamenilor, mentalitate impregnată și mentalitate cu care oamenii au fost, mare atenție, au fost obișnuiți de 20 de ani. Și știi cum e? De 20 de ani, acum suntem și noi, dar de 20 de ani știi că e greu și că nu ai apă. Și până nu e apă, așa ne-a dat Dumnezeu aici să nu avem apă. Dar nici nu, oamenii nu, sunt oameni foarte mulți dintre ei și în vârstă, sunt oameni fără posibilități financiare foarte mari, așa, supraviețuiesc de la unul la alta. Nu au ajuns oamenii, poate nici prin Roma, nici prin Bacău, nu vorbesc de străinătate sau de altceva, nici în Iași, să vadă că se poate altfel, să vadă că există și spitale moderne în România, să vadă că există și apă și canalizare și condiții de trai decente, să meargă până la cordon măcar, să vadă cum arată școala în cordon. Da? Nu au ajuns. Și atunci oamenii sunt ca în mitul lui Nietzsche. În Friedrich Nietzsche, când dă exemplu cu omul după ce a stat, nu știu, o perioadă de timp foarte îndelungată într-o grotă, într-o peșteră, a trăit acolo foarte mulți ani în acea realitate. Când l-au scos de acolo la lumină, la soare, la
și a văzut realitatea adevărată, i s-a spus, unde vrei să trăiești acum, înapoi în grotă sau aici unde e frumos? Și omul fiind obișnuit cu realitatea aia proastă din grotă, a zis, domnule, mă duc înapoi în grotă. De ce? Pentru că așa era obișnuit să trăiască în acea realitate a lui. Și a ajuns ca acea realitate da. Să îi și placă. Despre asta vorbim. Din păcate, oamenii din zonele pe care le-am amintit și aici vorbeam de Stănița, sunt obișnuiți cu acea realitate în care e greu, în care nu-i, în care nu se poate, în care nu-i apă, nu-i asfalt, nu-i canal, nu-i lumină, nu-i gaz. Doamne, așa ne-a dat nouă Dumnezeu. Nu așa v-a dat vouă Dumnezeu, oameni buni. Așa v-a dat vouă Dumnezeu un primar prost, un primar slab, un primar incompetent, care își bate joc de oameni. Trebuie să vă schimbați primarul, să vă puneți un alt primar competent, un om, altă fel de om, mai tânăr, mai ambițios, mai dinamic, care să știe să scrie niște proiecte europene, care să știe să ajungă pe la București, pe la Compania Națională de Investiții, pe la Ministerul Dezvoltării, pe la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, să facă niște proiecte, să aducă acolo și apă și canalizare, să facă lucruri. Și da, se poate trăi mai bine și acolo. Cu siguranță se poate trăi mai bine și acolo. Dar omul sfințește lucrul. Despre asta discutăm. Bă, la finalul primarul respectiv nu s-a născut primar și nu i-a dat cineva scaunul respectiv. A fost ales de oameni și, așa cum ați spus, oamenii au fost obișnuiți cu o anumită realitate și le este greu să iasă din ea. Înțeleg că vine o alternativă, vine o schimbare, posibilitatea unei schimbări. Trebuie să-i convingeți pe oameni să accepte o realitate extinsă și așa mai departe. Acum, știți cum e? Trebuie să-i obișnuim. Eu nu pot să... Știți cum e? Oamenii votează ceea ce crede de cuvință. Noi, ca oameni politici, ne facem datoria să le explicăm ce ne propunem să facem pentru ei, da? Care sunt soluțiile noastre la problemele curente din acea localitate, așa, și să le explicăm pe de altă parte și că se poate trăi altfel, se poate trăi mai bine, că putem aduce fonduri în localitatea respectivă și să arătăm, să subliniem foarte clar, să hașurăm, dacă vreți, problemele care se confruntă și cine se face responsabil de acele probleme, adică respectiv administrația publică locală de acolo. Acum, mai departe, dacă mintea omului e obișnuită de 20 de ani să trăiască într-un anumit fel, e foarte greu ca oamenii să înțeleagă că se poate mai bine. Dacă ne uităm și mă uit în general în zona de votanți ai PNL-ului în acele localități, categoria persoanelor care ne votează pe noi e o categorie 18-35-40, 45 să zic. Restul 50-55 plus, oamenii îmbătrâniți de la țară, nu sunt categorii de votanți. Nu știu, acea categorie de votanți în care, domnule, rău cu rău, dar mai rău e fără rău. Lasă, domnule, mergem așa, fără apă. Ce am avut vreodată apă, nu. A, domnule, mergem așa. Dacă am trăit până acum, putem să stăm și de acum. Ei, despre asta e vorba. Această mentalitate foarte greșită pe care au ajuns să o aibă o parte din concetățenii noștri, din păcate, e dominantă în astfel de localități. Oamenii activi, oamenii tineri, oamenii care caută un loc de muncă, oamenii care își întemeiază o familie, care au copii, care vor să-și dea copiii la o școală, la un profesor mai bun, la un educator, la un învățător mai bun, oamenii care cer condiții la școală, oamenii care cer condiții de un dispensar, care cer condiții de un cămin cultural, oamenii care pleacă la servici dimineața și se întorc după amiază sau seara de la servici și vor acolo să aibă niște condiții, să poată să facă o baie de igienă, da? Corect. Să aibă apă curentă, să poată să facă un duș sau o baie, oamenii care vor să-și facă o mâncare și au nevoie de gaz curent, oamenii care au o mașină și sunt activi, umblă, vor să aibă condiții de trafic. Normale, să nu știi ce mașină, să nu și-o ducă la 2-3 în serviciu să dea un salar pe reparația mașinii. Acea categorie de oameni sunt votanții PNL-ului și vor schimbare și vor altceva. Din păcate, această categorie este mică în mediul rural, în Stănița, în Boghicea, în Bonicieni, în comunele amintite, așa, pentru că ei au migrat de-a lungul timpului înspre urbanul mare, înspre Roma respectiv sau localitățile din jurul Romanului. Sunt foarte mulți oameni mutați în Secuieni, în Horia, foarte mulți, în Cotul Vameș, în Cordun, în Tămășeni. Foarte mulți oameni s-au mutat din acele localități și au venit aici, au găsit un loc de muncă și au migrat de acolo. Și au lăsat în urmă acolo doar populația îmbătrânită, care nu mai are aceeași speranță. Dacă mergem să discutăm cu... vorbim peste tot. Noi liberali, despre investiții, despre locuri de muncă, despre autostrăzi, despre dezvoltare. Dacă mergi să vorbești la Bonicieni de autostrada 7, da. Se uită la tine așa, zice, domnule, eu n-am mașină, eu am căruță, domnule, da. Dacă o are și pe aia. Nu mă interesează, domnule, de-a șaptele matale, domnule, pleacă de aici, ce-mi dai? Zic, dar primarul tău ce ți-a dat de 12 ani sau de 20 de ani încoace? Familia duminică ce ți-a dat? Tu la matale ce-mi dai? Dumnezeu, dar ăsta ce ți-a dat? Ți-a făcut drumuri? Nu. Ți-a făcut școală? Nu. S-au dărâmat două școli, apropo, acolo.
Da, s-a dărâmat două școli și acum la o grădință sau la o școală s-a dărâmat și tavanul. Zic, ți-a făcut astea? Nu. Păi la ce ți-a dat, frate? Când magazinul din satia lui, ca asta se întâmplă la țară, acolo unde sunt acei baroni locali, baronași locali, da? Da. Asta se întâmplă. Chioșcu ia primarului PSD, Crâșma ia primarului PSD, CRU ia primarului PSD, s-a înscris sau s-a încumătrit sau s-a năștit cu poștașul, cu polițistul, cu agentul agricol, cu preotul și au făcut o casă acolo de câteva familii, de nu știu, 10-15 familii care conduc. Toate aceste familii sunt abonate la banul public, toate aceste familii și-au făcut micile afaceri din comună de acolo și omul simplu, practic, când din momentul în care este din casă și scoate banul, portofelul din buzunar, intră în circuitul acelei familii sau acelor familii, da, și își dă toți banii acelor familii. Dar problema e că primarul poate să facă și afaceri, că nu e asta o problemă. Dar fă ceva și pentru comunitate. Dar din păcate zero. Și despre asta e vorba. Adică dacă vorbim la Horia, la cordon despre autostrada A7, da, oamenii se uită cu maxim interes și vor locuri de muncă, vor investiții, vor dezvoltare. Corect, dacă mergi la Pâncești, la Gâdinți, la Uniceni, în partea aia, la Boghicea, Nistria, partea aia, și vorbești de autostrada A7, le vorbești de investiții, se uită așa la tine și fac cruce de cu tămâie după noi. Zice, pleacă de aici. Și le explici, bă, omule, nu înțeleg că nu mergi matale cu mașina să rulezi pe A7. Înțeleg că nu ai vreo firmă care să ai piață de desfacere, nu știu undeva. Înțeleg treaba asta, că te văd că ești om simplu și poate chiar necăjit. Dar copiii tăi, dacă vrei să-i ții aici acasă, în zonă, să nu-ți plece peste mări și țări, să se întoarcă odată la 2 ani acasă, au posibilitatea să înveți o școală la tine, să continui la Roman cu o școală, că am vorbit de învățământul dual într-o altă emisiune, să înveți o meserie, să lucrezi aici, dacă autostrada A7 va aduce investiții care vor genera locuri de muncă. Nu interesează, pentru că mentalitatea e total diferită. Cred că, nu exagerez, cred că diferența de mentalitate e o diferență undeva la 15-20 de ani. Și suntem la câțiva kilometri, discutăm, da, distanță. Dar noi suntem și noi în urma vestului țării, în urma Ardealului, noi cei din zona nord-vestului, ca mentalitate, ca dezvoltare astăzi, suntem și noi cu undeva la 10-15 ani în urma Ardealului. În urma Occidentului, dacă vorbim de Germania sau de altă țară, suntem zeci de ani în spate ca dezvoltare și chiar ca mentalitate. Dar la noi aici, într-un areal de câțiva kilometri, da, undeva la 15 kilometri de Roman, sunt localități care sunt în urmă ca mentalitate și ca dezvoltare cu 15-20 de ani. Și asta e realitatea pe care o avem. Cum puteți să-l faceți? Mentalitatea este asta. Cu ce poate ajuta George Lazar, politician, și George Lazar, candidat pentru președinția Consiliului Județean? Cum se poate schimba mentalitatea asta? Nu se bază mentalitatea nu poți schimba. Asta. Deci nu poți să bați la fiecare în poartă, bă, nene, vezi că gândești. Ba da, bat la fiecare în poartă, încerc să stau de vorbă cu ei, încerc să explic, le spunem punctele noastre de vedere, ne lovim de, nu peste tot, nu-i 100%, dar ne lovim de proporție de 50-60% în anumite comunități, am spus, nu peste tot, de această mentalitate pe care e greu să o schimbi într-o întâlnire de 10 minute, să zic că stai de vorbă, da, cum se schimbi mentalitatea. Nu ai cum, nu sunt eu Dumnezeu acum să fac așa o baghetă magică, pune-ți de lege și schimbi mentalitățile oamenilor în zona în care gândesc eu. Nu despre asta e vorba. Ce putem face este să aducem dezvoltare, că despre asta e vorba. Dezvoltarea însemnând parteneriat între Consiliul Județean Neamț și cum e în partea de sud, ca să zic, la ieșirea sud a Romanului, Horia, Trifești, Secuieni, putem gândi Moldoveniu, putem gândi acolo o zonă în care să dezvoltăm din punct de vedere logistic sau industrial, să facem un parc logistic, un parc industrial pe 30-40 de hectare, 50 de hectare, pe care să aducem utilitățile acolo și pe care să îl parcelăm și să-l scoatem spre concesiune sau închiriere pentru investitori și acolo să gândim parteneriate în sensul ăsta și să aducem investitori care să dezvolte și în prisma autostrăzii A7, putem gândi pe zona Tămășeni, pe zona Cordun, Săbăoani, Ghereiești, Botești, iarăși împreună cu primarul, cu viitorul primar al Romanului, cu Dan Laurențiu Leureanu, putem gândi și acolo un parc logistic, un parc industrial unde să atragem investitori și asta putem face pe linia autostrăzii A7. Ei, dacă vom face treaba asta și eu mi-asum să ne implicăm proactiv împreună cu ceilalți primari, să facem aceste parteneriate, să avem aceste terenuri pregătite cu utilitățile trase, da, la marginea terenului, da,
pentru a aduce investitori și asta mi-o asum să o facem. Ei, în momentul în care vom dezvolta aceste zone din punct de vedere a investițiilor și vom crea locuri de muncă și mi-asum în continuare să fac acel campus în învățământ dual cu în parteneriat cu Laurențiu Leureanu, la Roman, în momentul în care vom avea aceste lucruri făcute, atunci și comunitățile care vin din spate, adică acele comunități care astăzi sunt încă sărace și subdezvoltate, acele comunități în mod clar se vor dezvolta obligatoriu și ele, pentru că de acolo vor veni oameni la muncă, vor face naveta 7-8-10 km și vor veni la muncă în Roman, vor veni copiii să învețe, da. Iar acel om care muncește și se întoarce după aia în satul lui va avea pretenții, îl va trage pe primar de mânecă și zice, domn primar, am fost acolo și lucrez, uite, la Cordun sau lucrez la Horia și acolo văd domn primar că este și asfalt, e și apă, e și canalizare, e și gaz, e și electricitate, au și dispensar, văd că se întâmplă lucruri, au și magazin. Dar la noi, domn primar, nu e nimic. De ce treaba cu domnul primar? Și atunci, schimbând oamenii, schimbându-și ușor, ușor mentalitatea, atunci vor cere și altceva de la primarilor și care îi vor vedea că nu fac, îi vor schimba și vor pune alți primari mai competitivi, alți primari mai buni. Ați observat, oameni buni, modul în care se prezintă situația. Vedeți ce propuneri a avut domnul George Lazăr, candidat pentru funcția de președinte a Consiliului Județean Neamț din partea Partidului Național Liberal. Eu sper să se și poată face, pentru că știu că e greu să lucrez cu mentalitatea. Corect. Poate peste 15-20 de ani, zic eu, la modul optimist, o să se poată schimba. Nu, se poate schimba mai repede lucrurile, dacă vorbim că de acum încolo mai schimbăm încă peste 20 de ani, pe noi pierdem 40, domnul... Pierdem 40, dar nu, noi suntem moldoveni, suntem mai încet decât ardelenii, mi se pare. Nu e adevărat, noi suntem mai rapizi decât ardelenii, nu, ei sunt mai încet ca noi cumva, noi suntem mai rapizi ca ei, din păcate noi nu avem posibilitatea să ne dezvoltăm, pentru că din 2000 până în 2020 nu a pus nimeni pe harta României, pe harta infrastructurii mari, autostrăzi care să lege Moldova, primul om. Adevărat. Care a pus în proiectul național de redresare și reziliență, se numește Lucian Bode, fostul ministru liberal al transporturilor și Lucian Bode a prins autostrada A7 și A8 în programul național de redresare și reziliență. Deci un liberal a făcut ca zona de nord-est a României, cele 6 județe printre care și Neamțul, să fie conectate, interconectate cu sud odată și cu vest odată prin două autostrăzi, A7 și A8. Au trecut 30 de ani de la Revoluție până cineva a prins în proiecte europene cele două autostrăzi care se lege în nord-estul și să-l ducă spre dezvoltare. Fără autostradă nu e cum să dezvolți. Partea de Ardeal, clar, sunt la granița cu Ungaria, da? Cu da. Imperiul Habsburgic, da? Austro-Ungar. Ei, fiind la granița cu vestul, e clar că posibilitatea lor de dezvoltare a fost clar accelerată, plus că dacă ne uităm azi pe harta României, o să vedeți că în partea Ardealului sunt foarte multe autostrăzi care sunt, pe care s-au lucrat și astăzi se circule pe ele, mai sunt sute de kilometri de autostradă în lucru pe partea de vest. Acolo s-au interconectat între ei și au fost oameni deștepți. Noi, Moldova, am rămas în urmă și din cauza faptului că suntem după Arcul Carpatic, da. Pe de o parte suntem la granița de est și nu am avut conectivitate cu București, Port Constanța și cu vestul țării. Această conectivitate ne dau A7-le și A8-ul, care sunt două autostrăzi extrem de importante, care vor scoate Moldova, ca zic așa, nu neapărat din sărăcie, dar o vor scoate la lumină, o vor duce spre dezvoltare, pentru că noi, nord-estul, Moldova de astăzi, suntem ca potențial, ca PIB, da? Și ca venit pe cap de locuitori, suntem pe penultimul loc în Uniunea Europeană. Da. Da? Adică suntem la coada clasamentului, printre cele mai săraci. Uitați-vă pe harta dată de INS, pe datele date de Institutul Național de Statistică săptămâna trecută și o să vedeți că cele mai sărace județe din România ca venit pe cap de locuitor, în top 5 cele mai sărace, da, da. Este județul Neamț. Așa e. Da, asta e o realitate cu care ne confruntăm și o realitate, dacă vrem să ieșim din ea, trebuie să trugem investitori în zonă. De asta spuneam, degeaba îi spun eu la Nistria, acolo unde un domn primar în satul, în comuna Boghice, un Cazamir, îi spune, un fost pădurar, un om cu principii puține și nesănătoase, din da. Păcate, care, bă, dacă am ce mânca și șprițul e bun și am aici prieteni lângă mine, consilierii doi, bă, e bine, mă. Mergem așa înainte, că oamenii ne votează, că suntem băieți buni. Dar de ce suntem băieți buni? Că dăm bună ziua, că dăm sărumâna pe stradă, că, domnule, ai o problemă, treci prea mult la primărie, dar cum ți-o rezolv? Dau o sigură de vin și tot e bine, mai bem un șpriț. Asta e mentalitatea. Ce să le spui acolo de A7, de A8 și că suntem cei mai săraci?
și că vrem mai bine. Despre asta e vorba. Din păcate, trebuie să schimbăm mentalitatea, se schimbă, așa cum am spus, prin dezvoltare. Dezvoltarea care poate veni, oameni buni, dacă țineți cont de opiniile domnului George Lazar, votați-l pe poziția 3, am ținut minte? Bine? Pe 2. Pe 2. Cum Dumnezeu de fiecare dată, inclusiv mi-am notat pe hârtie și de fiecare dată le încurc, da? Pentru, probabil aveți altă preferință electorală și de aia tu spuneți 3, nu știu. Am nicio preferință electorală, nu-mi înțeleg singur scrisul de mână. Președinția Consiliului Județean Neamț, George Lazar, din partea Partidului Național Liberal, a fost alături de mine astăzi. Vă mulțumesc foarte mult. Și mulțumesc. Și, domnilor și domnilor, rămâne să ne vedem la următoarea ediție a emisiunii care discută despre alegerile din 2024. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!